Astăzi, înainte să începem episodul nostru, vreau să vă arăt, înainte să jucăm un costume pe Roblox Strike, vreau să vă arăt ceva, să vă arăt ceva jos. Da, să zic așa, jocul ăsta efectiv e mega buguit. Uitați și voi ce aveam înainte. Este un bug nou, nu știu de când e bugul ăsta, doar că are treaba. Uitați, deci, care-i treaba cu bugul ăsta? Bugul ăsta, care-i treaba? Noi când suntem pe parte, pe harta asta cu piscina asta, noi avem două posturi. Adică postura asta și asta basic care suntem normalizați. Și chestia e când ne uităm sus, arma e sus. Într-un fel, sunt două poziții. Cea normală care o avem acum, care o vedem, care ne putem mișca sus și jos, adică caracterul se mișcă sus și jos. Noi ne putem să ne uităm când vrem noi, dar unde vrem noi, doar că caracterul nostru e sus și jos. Doar că dacă ne uităm, arma va fi sus. Nu știu ce cu bugul ăsta, nu mă întrebați. Ia, l-am descoperit fără să vreau, am vrut să joc jocul ăsta și l-am văzut din fucking greșeală. Doar că, da. Și haideți să ne ducem la episod. Poate vedea, îmi pare rău dacă în ultimul timp n-am mai postat episoade cu Block Strike, pentru că, de păcate, rămân fără idei pe Block Strike și văd că pe YouTuberul ăsta ne prezint canalul lui dacă, na, vă uitați la mine și dacă vedeți canalul, bine, nu îi dau promovare, doar că dacă vreți să vă abonați, vă dau cu tot respectul să vă abonați, dacă tot așa e vorba, pentru că astăzi jucăm un costume. Nu este hartă făcut de cei de la Block Strike, și este un costume făcut de un fan. Și dacă ne uităm acolo, văd de acolo o câmpie, văd că putem să sărim, nu știu de ce, și e un fel de scară. E plin de player, e rosă, da, acolo scrie, stați la, scrie VIN, bă, asta scrie VIP, adică, deci ce cu VIP-a să intre? Bă, dar ce cu, ok, deci ne ducem, a, nu putem să ne ducem în beci, ok, în camară. Aici văd că, aici o pus cu player, a, că n-am, ok, șmecher, ok, mamă, e plin de pozia. A, televizorul nu arată nimic, ok. Bă, și harta interesantă, sincer, e de modder. Ia dacă, wow. A, da, și este modder și șerif, adică, să ce caut omul ăsta din zăpadă, cred că se topește la căldura de aici. Uite-l pe Ioba, ok. Logică, e server full de ruși. Na, Block Strike-ul s-a schimbat, nu mai are aceleași servere. Adică, poți să alegi Olanda, țara care ne-a bătut la fotbal, știu, asta e rușinos, ce am zis, dar da, deci există Olanda, există SUA, dar n-are nicio logică, Rusia, încă o țară și Brazilia, logic. Brazilia e cea mai, Brazilia se joacă jocul ăsta foarte mult. Bă, despre tipul. Uite, am luat pistolul. Și unde e pundul, iau? Că eu nu mai știu, am rămas blocat aici. Help? A, nu. N-a rămas. Ok, am găsit pistolul din nicăierea. Sper cineva să nu vină din spatele meu. Atâta tot. Acolo ăla nu poate să fie lovit cu nu știu ce căcatare. Harta asta e foarte mică. Nu mai am jucat și am mai jucat harta asta, dar că nu mai țin minte multe. Și cred că săreai la omul ăsta de zăpadă sau, nu, nu puteai, nu. Era, acum vezi că trageam un cineva fără să vreau. Nu știu care e criminalul. Și tot scriu în rusă și eu nu știu, știu rusă, dar nu foarte multă. Nu foarte multă pentru că n-am studiat, n-am avut timp în vara să studiez. Aia nu sunt. Nu că n-am avut, ok. Aia nu sunt suspecți. Dacă scriu aia în rusă, cred că zic că, bă, doroc. Ok, ce detaliu. Ok, man. Trebuia omoră că așa e legit jocul. Să jucăm legit, pe la urmă. Nu jucăm ca nesimțiții, jucăm legit. O, puteai băga în ăla, în sertar. Dula, adică, pardon. O, ești, a, nu puteai. O, dar cum poți să, what, cum poți să zbori aici? Vezi că e curios. Aici cum intri? Nu știu, a, da, nu. Asta, aia ce, nu, a, nu mori, ce șmecher,
Ce ceva de parkour? Bă, dar s-au adaptat harta, să eu m-a jucat-o, doar că aici văd că o mai schimba la parc. Pe bune, fac parkour prin lămpie. No, alunecat. Ok, jocule. Sper să, fundal sunt sau de copii care zbiară, care zici că au autism. Aule, și aici trebuie să sarim pe cap, pe moritoare. Yes! Yes! Și dacă mă duc aici, ce se întâmplă? Ah, ok. Easy, obiul. Îmi place că jumătate din server e acolo și... Harta asta nu prea are multe locuri secrete. Bine, asta chiar e și mie secretul ăsta. Da. Bă, dar ce lice, fratelo. Eu nu, cred că nu a avut tipul ăla de buget de elice. Asta e avantaj. Am zis, ce, cum? Ah, că dacă termin obiul, asta e zona gratis, e zona liberă, wow. Ok, deja că scoți obiul ăsta, ăsta, harta asta, important este să faceți obiul ștucă. Deci, nu bossule, bine, ăștia cam toți vorbesc cu rusă. Eu cu băiatul ei, băiatul meu, stă bine, mersi, ni doar la banană. Știu cum sunat ciudat, dar, ok. Dar poate ajunge. Sunt curios. Eu nu știu ce era moda. A, nu zic că. Nu poate intra. Că n-a făcut obiul. Ce prost ești. Ok, deci dacă faci parcurul, zona asta e, frate, e gratis. Dezavantajul ar fi să nu fac prostul parcurul. Să-i dezavantajul, dar cred că... Nu! Fuck! Nu! Stă prostul la frică, la pușcă. Care e? Bă, tot unde știi că eu când ies? Hai că lăs. Lasă să facă schema, îl aștept să plec, să merg prin spatele lui. Și pai fură arma, știți ce zic. Dacă știi, dacă el știe, e clar are hack. Sau vorbesc ăștia prin Discord, era sigur. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect deloc. Tu unde știi, frate? Ok. Dar oricum zona asta e tot gratis. Deci, dacă pic moder, zona asta e free pentru mine. Ăsta o frică. Da, ăsta cu cineva vorbește pe Discord. E clar. Clar tu vorbești, tipule. Ori doi, ori nu-mi dau seama. Eu dacă cobor cu scara, ce se întâmplă? Da, nu cred că s-a spus sau ceva. Ok. Nu e ce cred eu. Deci, eu sper atâta tipul ăla să n-ar locul să deschis. Nu, l-are. Trebuie să ducă să facă parkour ăla ca prostul. Și gândiți-vă că arma clar... Bun, că zici că avem lag. Că ăla știe să facă parkour-ul. Nu! Am cupat prost să-ți ducă degeaba, ei, ce prost e. Bă, dar unde e arma? Bă, deci, îmi bă picioarele când nu știu unde e arma. Bă, e distrativ harta, nu am ce să zic. Nu pot, nu e o zonă bună. Ăștia clar vorbesc prin Discord și zic de mine că, bă, vezi că e în zona nu știu unde. Doar că, bă, da, bag eu zona asta. Bă, lasă-mă să sar! Bă, dar am uitat cum e block strike-ul ăsta, nu m-am jucat foarte, m-am jucat de ceva vreme jocul ăsta și se vede că nu mai am nabit. Bă, dar mai sunt playeri, da, mai sunt playeri, de fapt, bă, dar că au murit toți, am rămas iar singur. Ca data trecută. Doar că arma nu e de găsit. Că l-a face ca prost continuare parcur. Ok.
Bă, e bine că încă mai fac episodii cu jocul ăsta și nu l-am abandonat. Eu nu am abandonat seria doar că nu mai fac pentru că nu mai am ce să mai fac și... Nu vreau susținere, nu prea există așa tot timpul să zic, dar... E pe acolo doar că nu prea am chef, aia chestia. Să fac, aule, m-am dus urât. Bine că nu mori, că gândiți-vă să... Aha! Chetre. Nu poate, nu poate intra prostul. Nu! Aaaa, am zis de prost cum a intrat. Ăla, a, dar tot pot să-l vadă într-un fel. Bă, îl vede dacă se mai mișcă aproape. Da, îl vede, bă, îl vede. Să zic printre asta. Ok. Jocul ăsta e distractiv. Credeam că nu poate intra, că aici credeam că are zona blocată, dar nu are. Mă, fraților, dacă, să zic așa, dacă v-a plăcut acest episod de Block Strike, dacă mai vreți să facem episoade de genul, mai vreți să mai continuăm cu episoade cu jocul ăsta, pentru că vreau seria asta să facem 2000 de episoade și în principal ideea să nu o abandonăm dintr-o dată, doar că trebuie să mă țin de promisiune și au venit și a 8-a și știți că cred că dificil o să fie postatul, doar că încerc toamna asta să postez ceva mai des Block Strike, doar că da, cam atât pe acest episod, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați de like-ul ăla și am fost Radu și v-am lăsat. Pop!